Salut! Astăzi am tăiat câteva corzi de vie pentru a ușura viza de vie pentru iarnă, iar aceste corzi le voi pregăti pentru a fi plantate în pământ. Haideți să vedem cum facem această operațiune de toamnă. Plantarea vizei de vie toamnă. Corzile lemnoase, le curăț de frunze și le tai la circa 40 de cm, 35-40 de cm, la 1, 2, 3, 4, 5 internoduri. Avem grijă să păstrăm sensul de creștere. Sensul de creștere ca altfel nu o rădăcinează.
Deci, așa arată operațiunea noastră de realizare a noilor nădițe care vor fi plantate în pământ în sezonul de toamnă pentru mulțire. Este o metodă ușoară, în același timp gratuită, prin care vă puteți obține materialul de înmulțire al soiurilor de viță de vie preferate. Hibridă în special pentru că este rezistentă la filoxera. După ce au fost pregătite toate aceste nădițe, urmează realizarea gropilor și plantarea imediată a acestora. Atât, sunt suficiente. Pentru mine sunt suficiente. Puteți folosi chiar și ramuri mai groase, mai bătrâne. Aici avem o ramură de 3 ani cu lăstar de 2 ani. Pot fi folosite și astfel de ramuri. Le puteți folosi aici, avem deja două zone. Tăiem la 2 cm de ramificație și într-o parte și în alta. Și am obținut un foarte bun lăstar. Și aici la fel, 2 cm într-o parte, oblic, 2 cm într-o parte. Din acest nod bazal vor ieși noile rădăcini. Și aici la fel. Avem aceeași situație. Dar ramură de 2 ani, de 3 ani de fapt, de 2 ani anul trecut, aceasta de 1 an, eu spun un an vechime, deci ea are, suntem în al doilea an. Aceasta are 3 ani și aceasta are 1 an. Aceasta verde nu o folosim. Folosim doar pe acestea de minim 2 ani vechime. Cu bază de cep de 3 ani. Regula este ca materialul folosit să aibă parte lemnificată. Și aici avem la fel. O bază de 3 ani și una de 2 ani. O folosim și pe aceasta. Atât. Acum trecem la plantare. Până realizez gropile de plantare, pun aceste mlădițe într-un vas cu apă. Ca să evit dezhidratarea lor. Așa. Și pot fi puse într-un loc mai umbros. Aici este soare, le voi lua din soare direct și le pun după casă unde este umbră. În acest loc umbros le las până realizez gropile de plantare. Am făcut niște gropi nu foarte adânci. Am de 30 cm adâncime, cu 30, cu 15. În fiecare dintre aceste gropi am să pun câte 3 lăstari. Cam așa. Peste care simplu se adaugă pământul.
se apasă pentru ca rădăcina, partea de inferioară, să fie în contact ferm cu lujerul nostru, cu lăstarul nostru. Am să-i pun un pic mai grupați, pentru că deasupra le voi pune un bidon din plastic pentru a forma efect de seră. Așa, trecem la următor. Din nou trei lăstari. Ei, luăm. Mergem mai departe. Punem și pe acesta și două simple. Trei. Punem pentru siguranță câte trei. Și vedem la anul câte din acestea sunt viabile. Din trei, măcar una cu siguranță se va prinde. Am plantat lăstarii noștri, după care îi acoperim cu un pet. Bun. După care voi uda și am să mai pun pământ să fie cât mai etanș capacul, să-i spunem. A fiecare grup în parte voi pune câte un pet. Petul are rolul de a crea un microclimat mai blând decât aerul de afară. Pentru că urmează iarna și temperaturile vor fi foarte scăzute. Iar în interiorul petului va fi un format, un climat cu 1-2 grade mai mult decât afară.
urmează udarea. Acum urmează udarea. La fiecare grup punem câte 2 litri de apă. Aici sunt prea înalte, așa că voi mai tăia din înălțimea lor. Așa e mult mai bine. Cum urmează să punem pământ de jur împrejurul bidonului? Pământul va realiza un scut de protecție în jurul acestui pet, iar în interior se va forma un microclimat favorabil. Așa procedăm la fiecare pet în parte. Atât pentru astăzi, am terminat lucrul în vie, am pregătit noile cordițe pentru înrădăcinat, am făcut plantarea din toamnă, acum voi mânca varză cu carne și un pahar cu must. Până data viitoare, să fiți sănătoși și aveți grijă de voi. Mult noroc!